Agresivitatea fizică atunci când copilul lovește părintele, l-ai oprit, îi oprești mânuțele sau picioarele și spui, mă doare, nu-ți permit să mă lovești. Și te rog să te calmezi și să vorbim. Îl mângâi un pic, îl liniștești, dar nu-i permit să te lovească. I-ai oprit, da? Nu-ți permit, mă doare, mă doare. Și apoi trebuie să punem ceva în loc. Uite, te rog să-mi spui când ești supărat. Sunt supărat, sunt nervos, sunt așa, nu-mi place asta. Dar cuvinte foarte scurte să le spună prin cuvinte decât să dea. Da? Pentru că, de fapt, când îți dă cu pumnul sau te împinge sau cu piciorul, ești o mamă rea. Pentru că nu-mi dai ciocolată acum, pentru că nu mă lași să mă joc mai mult decât vreau. Ești o mamă rea. Și îi oprești acest comportament și spui nu, așa nu. Îți spui doar prin cuvinte nu. Mă lovești, că nu-ți permit lucrul ăsta. Da? Un copil nu are voie să-și lovească părintele. Sunt copii atât de insensibili când își lovesc părinții și părinții zic, mă doare. Și ce? Mai trage și de păr. Mai... Deci vă dați seama că dacă copiii aceștia cresc atât de insensibili, păi ce creștem? Poate să fie inteligenți, poate să fie... Da? Dar sunt insensibili la durere și la suferință. Sau... Hai să jucăm invers rolul. Să mai poate să faci și joc de rol ca părinte. Dacă eu te trag așa și tragi un pic de păr sau de urechi, așa, puțin te doare? Faci au? Au. Ei, cum e? Cum e pentru tine? Și poți să-i aplici o chestie foarte mică, de intensitate foarte mică, dar poate să înțeleagă. Și uite, îl tragi un pic, când poți să zici au tare? Și încet, încet mai tare, au. A, asta e durerea, că el s-ar putea să nu înțeleagă ce este durerea. Efectiv, nu. El aplică pumni, trage, dar nu înțelege ce durerea. Poate atunci când a picat și s-a julit un pic, dar n-asociază că durerea de un pumn sau de împins sau de, da, e dureroasă și de fapt e dureros comportamentul, e mai dureros emoțional comportamentul decât fizic, dar tu trebuie să arăți că este dureros. Și jocul acesta de rol prin care eu îi fac copilului ceva, dar așa, cu bun simț și cu grijă, poate să-l aducă să fie mai empatic, mai atent. Uite când l-ai lovit pe X, așa a simțit de tare. A, așa a simțit de tare, n-am știut că chiar așa tare l-a durut. Sau el, da, când se lovește undeva, poate să extinzi la alte situații în care el a lovit, a agresat. Și e nevoie să vadă cum se simte durerea. Că altfel nu devine empatic și nu reglează. O empatie în copil reglează acest comportament, pentru că nu vrea să producă suferință. Copilul este inocent, are și crede în inocența lui, dar și copiii pot deveni insensibili și își pot pierde inocența, pot deveni răutăcioși, răuvăitori și sunt copii care chinuiesc intenționat animalele sau pe alți copii, că le place suferința sau le place cum reacționează, cum se strâmbă, cum plânge celălalt, cum, da? Și intenționat fac aceste lucruri pentru că s-au obișnuit să chinuie și le dau un beneficiu, că ei sunt puternici, uite ce reacții produc în copil, în animale, da? Și se obișnuiesc să chinuie și asta, vă dați seama ce schimbă caracterul copilului și întărește acea insensibilitate, care e cruzimea. Și este aproape paradoxal să vezi cruzime într-un copil inocent. Dar există această combinație. Deși pentru părinți și pentru mine ca psiholog era incredibil să vezi un copil atât de frumos și inocent și atât de crud cu părinții sau cu un animal. Să vezi cele două calități, da, într-un copil. Aproape ești derutat și ceva, da, ești foarte derutat ca adult să vezi cele două și eu ca specialist am văzut copii de o dulceață și de o frumusețe angelică și de o cruzime absolut incredibilă. Da, nu venea să cred. Și pentru mine a fost șoc și pentru mine mi-este greu să văd contrastul acesta izbitor, radical, derutant, năucitor, aș spune. Da. În astfel de cazuri, cred că sunt niște motive foarte puternice și o suferință mult acolo. Da, așa suferință bănuiesc. Multă și în cazul acesta de cruzime, adică agresivitatea ajunge la cote mari și se repetă, cel puțin între părinte și copil sau între părinte și trebuie mers la terapeut, trebuie intrat într-un proces terapeutic. Ar vrea să cred că un copil care îți primește suficient atenție și iubire n-ar ajunge în atât de departe cu răutatea și cu agresivitatea.
posibil, deși eu am văzut și cazul în care a primit și atenție și totuși lucrurile au ajuns unde au ajuns. Sunt mai mulți factori pe care trebuie să-i luăm în considerare.